5-a oră de protest în fața guvernului României. Lumea e puțină, dar e supărată. De ce mor oamenii în spitale, lângă spitale? Acțiunea a fost inițiată în sprijinul familiei femeii de la Botoșani care a murit recent în custodia statului, ca să zic așa. Am spus medicilor că nu mai are aer și medicilor puțin le-a apăsat. Era oră târziu. Am fost la 5 și acum am revenit la aproape de ora 10. Nu e foarte multă lume, dar înțeleg că s-a umplut. Dar înțeleg că s-a umplut țarcul. Deci merita organizat protestul și sunteți mulțumită, da? Nu există un răspuns altul decât da, dacă merita. În schimb, aș fi vrut să nu-l organizez. Să nu avem motiv, temei. Dar vedem că au apărut între timp și altele. Da, din păcate au apărut și altele, pentru că nu știu ce, sincer nu știu ce se întâmplă. Pare că societatea românească explodează. Dar noi nu reacționăm pe atât cât ar trebui să reacționăm, probabil. Îmi cer scuze dacă sunt incoerentă. E o reacție de la guvern, de la guvernanți? Nu am avut nicio reacție, dar nici nu mă așteptam să fie vreo reacție astăzi, după ce s-a întâmplat cu Crevedia. Că se ocupați, au pretext, da, și e duminică. E duminică. Am avut, în schimb, reacții din partea unor parlamentare care vor să ne preia revendicările și să ne ajute cumva să le transformăm în realitate. Și aveți o listă de revendicări? Da, avem o listă de revendicări, este afișată și pe pagina evenimentului și în comunicatul de presă pe care l-am trimis astăzi, ieri. De exemplu, ce să se facă? Doar ca să se prevină repetarea cazurilor. Alexandra nu mai poate fi. Alexandra, evident, nu se mai întoarce. Copiii ei sunt traumatizați pe viață, nu mai au mamă. N-ai cum să îți iei revanșa față de ei, orice fel de lege ai face. Printre revendicări, în primul rând, transparență totală în anchetă și vinovații chiar să fie pedepsiți, să găsească arța pe spășitori. Linie directă telefonică pentru paciente când sunt în spital și se întâmplă ceva. Deci, schimbarea protocolelor. Păi, linie directă la administrația spitalului, cine o să îndrăznească dacă e acolo cu viața, cu sănătatea proprie în joc? Direcția spitalului, ci la o organizație terță medicală. Asta vine la pachet și cu avertizori de integritate și nu numai de integritate, ci de tot ce este în regulă în spitalul respectiv. Dreptul garantat la însoțitor pentru gravide și gravide în travaliu. Linie directă telefonică, am spus. Protocoale de urgență fie schimbate, fie activate, pentru că sunt spitale care sunt protocoale, ca atunci când merge o femeie cu dureri pelvine la spital, fie că este gravidă, fie că nu e gravidă, lăuză, o femeie care are nevoie de medic ginecolog, și dacă în spitalul respectiv nu există medic de gardă, nu există, nu știu, specializarea, nu există specialitatea în spitalul respectiv, să se activeze un protocol astfel încât femeia să fie mutată în primul spital care poate să o salveze și să se întâmple mutarea asta foarte rapid. Nu stai milioane de acte, de protocoale, de nu. Chemi un zmur, chemi o salvare, chemi un elicopter și o muți, pentru că vorbim de protejarea vieții. Nu vorbim de, nu știu, de o femeie de carton. E o femeie din carne și oase. Apropo de smurgi de salvare, am văzut un corp și o ambulanță aici. A fost necesar? Pe durata celor 5 ore de protest? Nu, n-a fost necesar. Acum la final, nu știu cum s-a împiedicat un domn a căzut. Cred că biciclist sau ceva și eu, da, au fost ajutat, eu pus un bandaj, dar din fericire nu a fost nevoie și au fost voluntari. Bun. Am reușit să aduc voluntari. Jandarmii impecabili, foarte prietenoși și comunicativi.